Bună dimineața! După cum știți, astăzi este a treia sesiune programată pe acest subiect de mare interes, safety. Fiind timpul limitat și la această a treia sesiune, vă rog să utilizați adresa noastră de mail tehnic@rondfesto.ro pentru discuții ulterioare. Și la fel pentru a ne sugera teme pentru viitoarele webinarii. Până acum, în primele două sesiuni, ați văzut noțiunile de bază de safety cu legislatura și temele importante. În a doua sesiune am trecut la ceva mai concret, la partea de safety în pneumatică, iar a treia ar fi safety în acțiunile electromecanice. Eu sunt Ioan Boga, lucrez în departamentul tehnic al firmei Festo, responsabil pentru electric automation și o să încerc să vă prezint cât mai succint principalele funcții safety în acționările electromecanice. La început, o mică recapitulare, să ne amintim de acum o lună și de acum două luni, din primele două sesiuni de pe această temă de safety. În pași ar fi faptul că avem componente, pachete și soluții complete de safety. În principiu, principalele componente sunt presurizarea, menținerea presiunii, reducerea vitezei și escaustarea. La pachete ar trebui să includem acționarea la două mâini și lăcătuirea pentru pornirile neprogramate. Iar la soluții complete putem considera reducerea forței și presiunii, eliberarea de forță, oprirea și blocarea mișcărilor și mișcările inversate. Trebuie puțină recapitulare ca să ne amintim din ce erau formate inițial funcțiile safety. O intrare de safety care poate reprezenta un senzor sau un alt echipament care indică faptul că s-a întâmplat ceva și se pot pierde funcțiile de safety. Urmat de o logică care conduce la formarea condițiilor de safety propriu-zise și o unitate de ieșire care este exact elementul prin care se pune în practică acest condiții de safety, deci practic actuatorul. Categoriile pentru aceste structuri de safety sunt B, 1, 2, 3 și 4. Ca să le detaliem un pic și să vedem cam ce înseamnă din punct de vedere al schemelor hardware, asta implică la categoria B, clasic, cum se construiau elementele de intrare safety, sunt tratate prin logica de programare și acționează în acest fel asupra ieșirilor. Bineînțeles, este un singur canal, iar apariția unei erori, unei situații speciale de urgență, conduce la pierderea funcționării safety.
Ăsta este modelul clasic care a fost folosit foarte mulți ani și trebuia în elaborarea programului PLC să ținem cont de toate posibilitățile care apar, ar putea apărea în timpul funcționării și să acționăm în consecință. Ulterior, au apărut după acesta, un exemplu este faptul că în insula de ventile putem acționa direct asupra unui ventil, un electroventil, în care, din logica de program, stabilim când trebuie să funcționeze și când nu. Și cum acționează în clipa în care apare o situație de urgență. În momentul în care trecem la categoria 1, trebuie îndeplinite toate cerințele de la categoria B și deja trecem la principiile de safety. Tot pe un singur canal și la fel să pierde funcția de safety în clipa în care apare o eroare. Ideea principală este că apar elementele concrete ale ale funcției safety. În consecință, avem elementele de intrare, în speță butonul de urgență, butonul de restart și deja apar elementele specializate care sunt în consecință releu de safety, care prin el se acționează asupra electroventilului în situația asta. Deci, practic, logica de safety este în acest releu. Față de categoria B, avem echipamente specializate pentru safety, în consecință safety. Bineînțeles, putem urmări pe schemă intrarea, care este, sunt cele două contacte ale butonului ciupercă. Unul este folosit pentru tăierea alimentării releului de securitate și al doilea pentru construcția unui mesaj pe ecran sau în PLC ca să operatorul să știe că a fost apăsat acest buton de urgență. Și ventilul este alimentat prin intermediul a două relee, prin contactele principale ale releelor din releul de safety. Și în clipa în care nu mai este alimentat releul de safety, bineînțeles că nu mai este alimentat nici ventilul și va trebui resetată starea inițială după eliminarea erorii prin butonul de reset și de start nou. Cam asta ar însemna categoria 1, diferența față de categoria B. În categoria 2, deja, principiile de safety sunt mai riguroase și anume, avem un echipament care testează logica. Testează la anumite intervale de timp dacă sunt îndeplinite condițiile de safety. Din momentul startului acelui utilaj, din momentul pornirii, la anumite intervale de timp apare un test în care se constată dacă au apărut sau nu erori care duc la pierderea funcției de safety. În clipa în care la un anumit test se constată apariția unei erori de safety, atunci se vizualizează
această eroare. Practic, în condițiile de schemă electrică, avem aceleași echipamente, numai că legăturile sunt puțin diferite. Butonul de reset nu mai este alimentat direct de la tensiunea de comandă, ci acționează asupra ventilului prin intermediul unui senzor aflat chiar pe ventil și care indică poziția sertarului. În ce loc este, în stânga sau în dreapta, sertarul pentru a ști cum acționează ventilul. Asta este diferența principală, această legătură între categoria 1 și 2. Condiția inputul de intrare de urgență rămâne același, numai legătura de resetare, butonul de resetare apare condiționat de poziția sertarului valvei. La categoria 3 deja apar noțiunile mai complexe, în care nu mai avem un singur canal, ci două. Totdeauna când avem două informații despre un eveniment, știm sigur că s-a întâmplat. Dar pot apărea numai pe unul dintre canale evenimentul și atunci nu se pierd condițiile safety dacă apar pe unul dintre canale. Se păstrează condițiile safety, dar se contorizează acest eveniment, iar după un anumit număr se consideră că s-a pierdut funcția de safety și se oprește echipamentul. Deci, practic, este o monitorizare continuă între cele două canale, schimbă semnale unul cu celălalt pentru a constata dacă a apărut cumva vreo eroare care duce la pierderea condițiilor de safety. E, în ce ar consta asta din punct de vedere al schemei electrice? În primul rând apare ca element nou o valvă specială, care este valva de safety. La noi, bineînțeles, este prezentată valva Festo, MS6SV, în care apare deja ideea de safety, inscripționată cu galben, cum foarte bine știți. Ce este în plus față de categoria 2 este faptul că ea, valva în sine, are o interfață electronică, aflată aici în partea de jos. O interfață și legăturile, deci senzorul și sertarul, senzorul care indică poziția sertarului și legăturile de activare a valvei sunt tot legate de releu de safety. În clipa în care apare o eroare de safety, adică butonul de urgență, că este cel mai bun exemplu pentru o situație de specială, se întrerupe legătura, comanda către valvă și aceasta exhaustează rapid. Iar repornirea se face în anumite condiții. Deci este un echipament specializat și din punct de vedere al ieșirii. Nu mai este o valvă obișnuită. La categoria 4 deja sunt cele mai avansate, se respectă cele mai avansate principii de safety. Din nou, o singură eroare pe unul dintre canale nu duce la pierderea funcției de safety și acumularea acestor defecte, erori, duce la pierderea noțiunii de safety, dar în timp. Noutatea față de categoria 3 și cel mai important lucru este faptul că elementul de comandă este testat
periodic de către echipamentul de safety, ca să știe dacă în momentul apariției unei situații de urgență trebuie să el va acționa cu siguranță. Practic, se trimite o comandă către valva safety, dar care nu este o comandă completă, ci scade puțin nivelul de tensiune de comandă și ea să vadă dacă începe să reacționeze. Practic, este vie. Asta se urmărește. Este un principiu foarte important în safety, să știm că echipamentele pe care ne bazăm pentru a acționa în caz de situații speciale, situații de urgență, sunt oricând capabile să acționeze și să realizeze funcția care, pentru care sunt făcute. La fel și în această situație pot apărea nu numai releu de safety special, ci poate să fie chiar un PLC de safety care trimite aceste pulsuri de testare a capacității de reacție a elementului de acționare în situația de urgență. Acum, pentru că tot am vorbit despre categoriile de safety, ar fi bine să ținem cont de faptul că trebuie construită o diagramă a situațiilor de safety, cine acționează și cum reacționează releul în asemenea situații. Practic, sunt niște simboluri speciale care trebuie să ne obișnuim cu ele. Sunt asemănătoare cu simbolurile din schemele electrice. Butonul de urgență, totdeauna cu două canale. V-am explicat mai înainte de ce. Și butonul de restart. După apariția unui, acesta nu este posibil să fie acționat decât dacă s-a eliminat situația de avarie și butonul de urgență este repus în starea inițială. Practic, în releu de safety se leagă atât butonul de urgență și butonul de restart. Iar comenzile care duc spre echipamentul care va trebui să fie safety sunt dublate de niște contacte auxiliare ale releelor care comandă ieșirea propriu-zisă și se verifică integritatea acestor contacte, adică știm că sigur s-a revenit la starea dinainte de urgență. Alt element important pentru safety sunt ușile speciale. Tot aici poate trecută și bariera luminoasă. Simbolul este tot cu două contacte normal închise, care acționează la fel ca și butonul de urgență, tot în categoria 3 și cu performance level D. În această situație apare în plus, vedeți, legat în releu de safety, aceste contacte de la ușile safety, ca să nu se intre în zona periculoasă sau în clipa în care se intervine acolo, să nu poată fi repornit utilajul în situația în care cineva lucrează în interiorul incintei cu uși de securitate. Al treilea mod ar fi comutatorul pentru mod de operare. În industria auto, în general, este folosită această situație deoarece în clipa în care se întâmplă un eveniment, apare o situație de urgență, trebuie să și vrei să intri în raza
în incinta cu uși safety, trebuie să treci utilajul pe un regim special, manual să-i spunem, nu mai este audat, ca să nu mai poată fi repornit accidental cât timp cineva este în interiorul incintei. Ăsta ar fi simbolul acestui selector. În general, utilajele trebuie construite și cu acest tip de regim de lucru, în care fiecare ieșire, fiecare element, fiecare actuator poate fi comandat separat în acest regim ca să poată fi verificată funcționarea. Acum, schema ar consta în adăugarea și acestui selector, legării acestui selector în releu de safety. Practic, toate aceste intrări de situații speciale de urgență sunt legate în releu de safety, iar el execută logica după care se păstrează principiile de securitate. Și pentru că vorbeam de echipamentele de acționare electromecanice, după cum știți, o acționare electromecanică este condusă de un servomotor sau un motor pas cu pas, care la rândul lui are un controller de motor care realizează tot ce este nevoie pentru controlul total al mișcării. Înseamnă oprirea în orice punct, obținerea orice viteze între 0 și turația maximă, acționarea de poziționare a acelui element de mișcare, care înseamnă accelerare, mers cu viteză constantă și frânare, cu oprire cu o anumită precizie. Toate astea sunt realizate de controller, condus de către PLC. Practic, la acționarea electromecanică avem toate intrările de safety care le-am enumerat înainte, oprirea de urgență, ușile safety, butonul de reset și selectorul de mod de lucru. Iar prin releul de safety se comandă controllerul, se comandă controllerul ca, din punct de vedere safety, din punct de vedere al funcționării, este comandat de către PLC. Tot categoria 3, vedeți. Practic, vrem să obținem funcția safety STO, care înseamnă safety torque-off. Practic, trebuie să eliminăm în clipa unei situații de urgență, trebuie să tăiem alimentarea controllerului, motorului, ca să nu mai poate produce pagube. Nu mai are cuplu în clipa în care nu mai are curent. Din punct de vedere al legăturilor electrice, aici se vede că suntem ca în situația anterioară, aceleași intrări pentru în releu de safety, nu, iară comenzile pentru controller, adică power enable și controller enable, vin de la PLC. Iar situația de control al safety pentru controllerul respectiv este dată de două canale, vedeți, STO-A, STO-B, care sunt legate în releu de safety. Practic, contactorul principal al controllerului este alimentat prin intermediul a două contacte normal închise, exact cum era înainte cu acele contacte auxiliare. Așa se realizează safety torque off, adică releul de safety comandă momentul în care, datorită unei apariții, unei situații de urgență, se taie alimentarea controllerului. Cum ar arăta un grafic?
Deci, în situația în care apare STO, viteza începe să scadă, nu direct, ci în timp, pentru că tăind alimentarea nu putem opri inerția motorului și atunci trebuie, el continuă să rotească. Acest safety torque nu poate fi folosit decât la acționările electromecanice care au anumite elemente de blocare, frâne, blocaje, care să nu lase ca motorul să acționeze în continuare asupra elementului mobil al axei, în spețesania axei. Din acest motiv, safety torque off nu este suficient pentru motoarele, motoarele cu controller, ci va trebui să fie dublat de o altă funcție safety, SS1. Ce ar însemna asta? Practic, în diagrama de safety, avem intrările care sunt aceleași, releul de safety la fel, care dă el enable controllerului, dar PLC-ul dă și el un enable, dar nu direct controllerului, ci releului de safety, care păstrează comenzile către controller un timp. Din ce motiv? Vedem acum. Practic, power enable rămâne același, tot de la PLC, dar PLC-ul dă controller enable tocmai către releul de safety. Vedeți? Aici intră și prin releul de safety care decide cât timp să stea, ce să facă, se trece către controller enable al controllerului. Practic, comanda de activare a motorului trece prin releul de safety. Asta este o situație foarte importantă și care are ca și consecință SS1, această funcție safety, care face ca de la turația la care era motorul în situația apariției unei urgențe, el nu mai frânează liber, ci frânează cu o anumită rampă. Rampa asta de decelerare este stabilită prin programul de configurare al motorului, dar este numai în momentul în care ajungem la o turație minimă, în care nu mai putem avea posibilitatea de a produce accidente la acea turație, putem intra cu funcția safety, safety torque off și lăsăm motorul liber. Deci tăiem alimentarea controllerului în clipa în care am trecut sub această viteză. Asta este SS1 de tipul 1. Putem merge cu controlul acestei situații mai în amănunt la cele de tip 2, în care această pantă de decelerare este controlată perfect pe tot timpul decelerării. Deci este monitorizată și nu putem, nu poate să se abată de la acest unghi. Și la fel, în clipa în care ajungem la turația stabilită, poate să intre STO și să scoatem curentul. La cea de tip 3 există și SS1 de tip 3, în care în plus avem și un timp stabilit între momentul în care intră SS1 și STO. Timpul este folosit ca STO să intre sigur după ce s-a ajuns, deci practic motorul s-a oprit. Nu mai avem durație deloc. Vedeți, aici este situația. Deci se stabilește un timp în care știm sigur că s-a oprit motorul și atunci tăiem alimentarea controlerului. Ați reținut cele trei situații și de ce e nevoie de SS1? Ca să nu mai putem produce, ca să nu mai producem acele situații în care motorul se mișcă necontrolat, fără curent, în clipa în care tăiem comanda motorului, alimentarea, nu știm cum reacționează motorul. Și atunci e mai bine să frânăm
controlat cu curent și după aia să scoatem curentul din controller. Altă situație este cu, pardon, cu situația de turație, deci turație controlată. Limit de safety cu limit speed înseamnă acest SLS. Tot din industria auto este nevoie ca în situația în care apare o situație de urgență, în clipa în care apare situația, tot ce se mișcă acționat de către un controller al unui motor electric să-și reducă substanțial viteza. Și după aia intră celelalte condiții. Practic, în legături, vedeți, avem o nouă comandă din releu de safety cu o turație prestabilită mult mai mică decât cea la oricare ar fi cea cu care funcționa înainte, de cea din regim automat. Și asta se consideră o turație nepericuloasă pentru a, în momentul în care se intră în zona de acțiune a utilajului. Asta practic înseamnă că în momentul în care intră această funcție de limited speed, se controlează turația tot timpul față de un prag stabilit în care este se consideră periculos sau nu. Dacă se atinge această viteză, atunci, în momentul ăla, intervine SS1 și cu timpul, deci de tipul 3, cu timpul respectiv, apare și STO și se oprește. Și, practic, el poate să rămână la turația asta nepericuloasă pe tot timpul intervenției în utilaj ca să remediem situația de urgență apărută. Au fost niște exemple de situații de funcții safety. Ele sunt mult mai multe și aș vrea să vi le enumăr și să facem și să discutăm pe câte un grafic al fiecăruia dintre ele. Am studiat inițial cum se fac legăturile și ce, cum reacționează în situația ce înseamnă aceste funcții safety. Adică STO l-am văzut, SS1 de tip 1, 2 și 3 le-am văzut și am văzut și SLS-ul, Safety Limited Speed. Ar fi bine acum să încercăm să vă explic și următoarele funcții safety. Safety Operation Stop, care este de tip 1 și 2. Safe Stop, adică să știm sigur că este oprit, care și el este de 3 tipuri, 1, 2 și 3. Și Safe Limited Torque, Safe Limited Position. Știm că în interiorul unui controller există 3 regulatoare care controlează 3 parametri. Poziția, curentul, adică forța, adică cuplu, și turația. Deci putem controla fiecare din acești parametri ca să, din punct de vedere al siguranței. Pe rând și avem o funcție specială pentru ei. SLS, SLT și SLP. Mai avem situația de limită de urgență și în funcționările incrementale la fel avem două tipuri de funcție safety și ultima ar fi de sunt utilaje în care este extrem de important să avem să funcționeze numai într-o anumită direcție. În clipa în care se atinge o altă direcție să intră safety. Se mișcă în altă direcție să intre safety. Să discutăm despre cele care n-am vorbit până acum. Deci, Safe Operation Stop, practic, este
aceeași frânare care o aveam la SS1, în clipa în care avem o viteză limită, minimă, care nu este periculoasă. Și din momentul ăla intervine Safe Operation Stop de tipul 1, care controlează ca viteza în toată perioada în care suntem intervenim în utilaj să rămână sub această limită de periculozitate pentru cel care intervine. Practic, după ce am ajuns la acest nivel de turație, intră Safe Operation Stop de tipul 1, iar în clipa în care se depășește limita aceasta, se atinge viteza prestabilită a fi periculoasă deja, intră SS1 de tipul 3 și după un timp intră STO și cade alimentarea. Deci, practic, noi controlăm faptul că este oprit, este la o turație nepericuloasă. La tipul 2 este monitorizarea concretă tot timpul a acestei viteze. După cum știm, menținerea într-o poziție nu se face cu frâna a unei sistem de poziționare, ci cu motorul activat. La orice apariție a unui cuplu rezistent, motorul reacționează ca să mențină în poziția cerută. Deci, astea sunt variațiile care se întâmplă datorită variației cuplului rezistent și în clipa în care această variație ajunge în zona de viteză periculoasă, considerată periculoasă, atunci intervine abia SS1 de tipul 3 și apoi, după timpul prestabilit, STO. În tipul 2, ca și la SS1, numai, deci cu monitorizare. Iar la tipul 3, nu. Tipul 3 nu există. Există safe stop de tipul 2. Adică avem SS2, care înseamnă și controlul, deci în clipa în care apare o situație de urgență. Decelerăm cât puternic putem și după aia intervine Safe Operation Stop. Deci este o combinație între SS1 și SOS, care este de tipul 1 sau de tipul 2 în care și monitorizăm sau de tipul 3 în care avem timp prestabilit. Deci, practic, combinația dintre SS1 și SOS duce la SS2, care este un control al situației de urgență mai complex. Controlăm nu numai faptul că să nu mai avem turație periculoasă, ci și faptul că el este perfect controlat în situațiile de oprire. Acum să discutăm și ce putem să ne imaginăm în cazul în care unul dintre parametrul cel mai important în aplicația respectivă este forța sau cuplu. Este foarte important să nu depășim un anumit cuplu ca să nu distrugem piesa sau utilajul sau cine știe ce aplicație există. În clipa în care intră Safe Limited Torque, începe să fie controlat continuu și monitorizat cuplu, iar în clipa în care apare un vârf de cuplu, cum e în acest punct, atunci intervine SS1, la fel ca la început, deci este o situație de urgență specială și trebuie să frânăm și după un timp, deci SS1 de tip 3
și după timpul stabilit, STO, adică tăiem alimentarea controlorului. Același lucru putem considera și pe poziție. Deci, în clipa asta, parametrul principal din controller este poziția, nu mai este curentul. Aceeași situație, când intră Safety Limited Position, începem să verificăm dacă el se menține în poziție. Nu neapărat în zero, într-o poziție. Deci el s-a dus cu o turație într-o poziție și trebuie să se mențină în poziția respectivă, indiferent de cuplul rezistent care apare. Motorul trebuie să-l controleze tot timpul și să țină în control această poziție. În clipa în care motorul nu mai poate susține această poziție datorită perturbațiilor, atunci intervine Safety SS1 de tip 3 și după timpul stabilit, este o tăiem alimentarea. Deci, practic, nu este în conformitate cu sarcina motorul în condițiile de a putea susține sarcina respectivă. Acum, dacă avem mașini care funcționează ciclic, incremental, în industria de tipărit, sunt foarte multe de genul ăsta. Înaintează pe culoar și un rând, după aia următorul rând și așa mai departe. În clipa în care avem un increment, avem și intră Safety Limited Increment de tipul 1, în clipa aia el se poate mișca de la un punct la următorul, da? Accelerare și frânare fără viteză constantă, cât mai rapid posibil. În clipa în care am ajuns din nou în situația de a considera că este oprit, tăiem alimentarea. Apare din nou, alimentăm, din nou intervine Safe Limited Increment și pe durata mișcării controlăm perfect accelerarea și decelerarea și la finalul mișcării tăiem din nou alimentarea. Asta ar fi Safe Limited Increment de tipul 1. La tipul 2 nu mai tăiem alimentarea controlului deloc, îl menținem, dar știm că suntem în poziții diferite ale mișcării echipamentului. Și intervine SOS, adică Safety Operation Stop. Safety Operation Stop, care în clipa în care noi ne-am oprit, controlăm dacă e oprit, dar nu mai tăiem alimentarea. Și la direcție e foarte important. Sunt unele utilaje care nu pot, sunt periculoase în clipa în care schimbă sensul. În clipa în care intervine funcția safety de safe direction, el poate să meargă în direcția opusă, dar în niciun caz să nu crească în direcția pozitivă, cum este în grafic. În clipa în care am ajuns la vârful ăsta stabilit în care se consideră că deja s-a mișcat în direcția interzisă, intervine SS1 tip 3 și după un timp este o tăiem alimentare. Cam astea au fost tipurile de safety în acționările, de funcții safety în acționările electromecanice. Și înainte de sesiunea de întrebări, să vă invit la următorul nostru webinar, care va avea loc pe 30 ianuarie 2020, deci la anul, care va avea ca subiect Smart Tenants, este o noțiune de mentenanță specială, un soft special pentru
mentenanță, în care colegul meu, Bogdan Nicolescu, o să vă prezinte toate avantajele acestui, utilizării acestui soft pentru mentenanța utilajelor din companiile în care lucrați. Bun. Eu vă mulțumesc și acum aștept ceva întrebări. Îmi dau seama că am fost suficient de clar. Am încercat să mă încadrez în cele 45 de minute și dacă, în orice caz, dacă mai apar ceva întrebări ulterioare, puteți folosi site-ul nostru tehnica.romfesto.ro, în care puteți să ne contactați și să ne puneți întrebările în legătură și cu acest subiect și cu alte subiecte. Vă mulțumesc și vă invit din nou la următorul nostru webinar care din anul și vă urez sărbători fericite. Un an 2020 cât mai bun. La revedere.